Salut, fraților, ca și de obicei, ca și în fiecare zi, Victor aici pentru voi cu câte un video bun și astăzi facem un video special, vorbim despre Palatul de Justiție de la Bruxelles. Palatul care are un subsol foarte, foarte adânc, foarte, foarte mare, în care în fiecare zi se aduce peste 200 de deținuți la judecată. În palatul ăla, în subsol, se țin toate dosarele, toate probele, tot ce înseamnă muniții care au fost folosite în dosare sau droguri, sau acolo se depozitează tot. Pur și simplu e o peșteră a lui Alibaba. Acolo pe 5 etaje sunt celule roată în formă de cerc. Pe un etaj în jur de 20 de celule roată. La fiecare etaj cu toaletă, ca să poată să te scoată când ai nevoie și vrei la toaletă, strigi gardian, te rog, poți să mergi eu la toaletă și el o să zică imediat, vin, zang, deschide, te duci la toaletă, îți faci treaba până când tu aștepți acolo, poate de multe 8, 10, 12 ore în celula aia mică, cu bine, cu gratii, cu care poți să vorbești cu oameni din turul tău, cu prieteni sau cu cei dintre etaje. Și de aia vreau să ajung la povestea asta, să vedeți ce s-a întâmplat când au scăpat oamenii situația de sub control. Și înainte nu erau plasă între etaje. Nu era plasă între etaje. Și pur și simplu a ieșit o bătaie între deținuți. Când trebuia să-i ducă la sala de judecată, ce făcea? Discutea pe tăți în rând din celulă, pe numere, că nu era pe nume, era pe numere, și punea la fiecare cătușe, la spate, și gardianul te lega cu o frânghie de aia, de cătușe, și te ține cu frânghia aia, ca să nu faci ceva, să sar la judecător, să sari, înțelegi, în sală, dacă cumva ești agresiv. Bine, când ajungeai în față la procuror, ți le dădea jos. Ți le dădea jos, da? Când s-a anunțat sentință sau ceva și era ceva mai greu, ți le punea ca să nu stai la procuror. Sunt un fel de garden de justiție, da? Sunt și foarte nesimțiți în același timp. Și pur și simplu, de dimineață când am venit, în continui să certa marocanii cu ei, pentru că nu au vrut să le aducă sandvișurile. Ei au venit din până exterior, nu au venit la Bruxelles la judecată, pentru că erau pe alte pușcării în afară și îi aducea și din afară, din exterior, la Bruxelles pentru judecată, că se judecau. Și erau mai mulți în dosar. Și de dimineață ăștia atât s-au cerut. Bă, dați-ne mâncarea, dați-ne mâncarea, dați-ne mâncarea, ăștia nu le-au dat mâncarea. Era ora 12, ăștia nu le-au fost aduse, pentru că ei vineau de la penitenciar direct cu ladă, cu pungă de hârtie, unde aveau, de exemplu, nea brânză topită, salam, înțelegi, să aibă, să mănânce până seara, ce îl duci la 5 înapoi la penitenciar, că îți dai seama, ăla trebuia să meargă în pula mea, să facă 4, 5, 10 pușcării ca să ajungă la penitenciarul lui după ce pleca de la Palatul de Justiție. Nu era chiar așa ușor. Ai seama, făcea foamea. Și au adus vreo 5 bucăți. Erau toți pe același etaj, în același dosar. I-au adus la judecată. Și ăștia atât tot ciru frumos dimineață. Bă, dați-ne mâncarea, dați-ne apa, dați-ne, bă, nu înțelegeți, aduceți-ne lada cu mâncare. Dar oamenii, și ei fiind puțini, n-au timp să se ocupe de 5 etaje. Au început cu înjurături, cu amenințe. Aia, nu vrei? Bine, las că ieșim noi de aici, mergem noi la sala de judecată și apoi vedeți vă. Ăștia tot așa o ținut-o marocanii, în amenințare. Bă, în momentul când au deschis celulele pe etajul lor, au început să se bată cu gardieni. Bă, dar bătaie de aia, urâtă rău tare, frate, urâtă rău tare, urâtă, da, și gardienii slabi. Până o dată alarma, ce-a făcut unul dintre ei? L-a luat mâncața și pe unul dintre gardieni și cum nu era plas între etaj, eram la al doilea etaj, bine că nu a fost înălțimea mare. Zang, l-a dat peste gardul de protecție.
De atunci au început, au pus plese la, între toate etajele ca să nu mai poată să arunci pâine. I-o da, frate, mare vânt. La gardian. De beton, frate, în mijloc. Bă, știi cum s-a auzat? Că era ca și un tunel. Un tunel și era cinci etaje. Gratile. Gardienii fugeau peste tot. Bam, 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 bam. Au venit repede și polițiști după tribunal. Coborâ jos în subsol. Bam. I-au legat pe fraier. Au venit ambulanța. L-au pus la la un covric pe gât. Țam. L-au pus repede pe targă. Țam. Au fugit cu el la spital. Bine. Stai seama că și-au urmat câteva lucruri în el. Au căzut, înțelegi? Nu mai se mișca, stătea așa lipit. Nu mai avea aer. Mă uitam la el, zic, surge mai în pulă să mă surge. Păi dacă v-o zis, aduceți-le mâncarea. Duceți-le mâncarea, că deja, bă, ei sunt problemele lor deja mari. Au dosarele lor mari. Că a venit șeful ăla după aceea. Și au zis, ce s-a întâmplat aici? Păi dacă nu le-o da mâncarea, copiii ăștia de azi dimineață strigăiau la trei. Nu le dați mâncarea, dați-le mâncarea că vin după transfer la judecată la aici, la Bruxelles. Și știți că trebuie, nu intră numai și la așa sara, la 7-8 la penitenciar de unde e el. Că îl plimbă printre toate penitenciarele cu duba până ajunge la penitenciarul și ajunge târziu. Intră seara pe cameră, înainte de închidere. Ce mai mănâncă la nu mănâncă tătă ziua? Oamenii v-au cerut în continuu mâncarea. Spuneți adevărul de ce a ieșit bătaie și l-au aruncat pe gardian peste gardul de protecție de o căzut în trei etaje. Nu mințiți în piesă, da, mami voastre. Bine, toți împreună. Șeful ăla, pac, o scris raportul, a venit milicianul, că îți dai seama, era caz criminal, mâncați-ar, caz criminal, tentativă de omor pe paznic de justiție de ăsta care te duce, nu e polițist, un fel de lucră pentru Ministerul de Justiție, paznic de ăsta te duce, de exemplu, de la celula din subsol, te duce până la sala de tribunal, în față la procuror, acolo te așteaptă avocații, da, zice la bine, hai, du-te înapoi la penitenciar, e peste o lună. El te ia, te duci înapoi la celulă și după aceea trebuie să aștepți să vină dubă care să te iei, să te pună în transfer pe penitenciar la tine. Se ducă înapoi la penitenciar, bă, și de multe ori stai 8 ore, 12 ore, înțelegi, până îți vine rândul, până te ia, până te duce. E foame, frate, plus stresul care l-au și fiecare cu dosarele lui, să ceartă pe dosarele, să leagă între ei, să discuți în continuu, acolo e oboseală, stai într-o cușcă mică de jumătate de metru cu o băncuță mic, băncuță de aia micuță, cu grate în față, bine, poți să stai să vorbești cu fiecare la etajul tău, la etajul din față, că-l vezi, înțelegi, stai cu ei de vorbă. Și ăștia tot în continuu, ei erau la 2, eu eram la 3-lea etaj, în fața lor, la celulele lor. Și în momentul când au venit să iei și au deschis celulele, una, două, trei, chiar așa făcea. Voi sunteți într-un dosar, tang, 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 vinea pentru fiecare un gardian. Cinci gardieni, pancă, au deschis ușa, în momentul când au deschis ușa, din mare scandal. Buf, 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 mare bătaie pe coridor acolo, pe holul ăla. Că era în formă de pătrat. Era în formă de pătrat și erau numai celule roate. Buf, 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 buf. Marocanul a prins picioarele lui. Mau, direct l-au dat peste gardul ăla de protecție. Au căzut direct între etaje, că între etaje proști au uitat să pună plasă de aia, bă, poate ia să o bătaie, poate ia să ceva. Măcar dacă se întâmplă ceva și unul se aruncă sau vrea să se sinucide sau se întâmplă o bătaie mare, o revoltă. Cade vreunul să nu s-o moare, frate, cade la 5-lea etaj, dai seama, cade direct în mijloc, în beton, varză. Ăsta a avut noroc, l-a aruncat la etajul, dar au făcut așa, una și a doua de cu muia. Așa a rămas. O venit aia la ambulanță, l-a întors frumos, poziție unde e genunchiul, l-a tras într-o parte, i-a pus calul pe gât, l-a luat frumos, l-a pus pe targă, am cu el la ambulanță, la spital. Păi ce s-a întâmplat cu el, ce a avut rupt în el? Habar n-am, dar sigur ceva a avut rupt în el, că nu s-a mai mișcat. Numai l-auzeai că sufla greu. Să mi-aveți bine, mie pula, zic, dacă nu le-ai dus mâncarea, sugaciule.
Vezi dacă nu le-ai dus mâncarea. Deja ei trăiesc problemele lor din dosar. Plus foamea, frate. Transformă omul, frate. Transformă. Bă, nu mi-e de ajuns să ci că mă țineți aici, s-a închis. Și aștept să-mi judec dosarul și îți vin de atâtea luni de zile mă chinui pe aici. Și mă mai și țineți în foame. Înțelegi? Nu trebuia să facă chestia asta. Că o zici și milițianul. Bă, trebuia să le dai mâncarea, mâncarea lor. Trebuia să fie cu ei în celul. În momentul când o a ajuns, ei asta trebuia să facă. Au fiecare cu cutie de aia albastră cu mâncarea la fiecare. O pungă albă, înăuntru ai pachetul de pâine, ai, îți spune, brânză de aia topită, un pic de sălămior și de fromaj de ăla, zang între felioare și să ai să mănânci. Și îți dă și o sticlă de apă de la penitenciar. Ca să nu trebuiască tu să te ceri galul, gardian, dăm apă sau gardian, scoate-mă la veci să bei de la ghiuvetele alea zâmbăloase. Înțelegi? Unde bea și se spală la cur. Înțelegi? Că mulți își iau apă, se spală la cur acolo. Să nu și la veci să cacă și pune sticlă. Este sticlă de aia la robinet. Înțelegi? Pune, îți dai seama, tot s-o duce la cur sticla aia. Ei se spală musulmanii la cur. Și cum să bei apă de la robinet? Trebuie să-ți pui sticlă cu apă cu tine obligatoriu, nu bei de la ăla, te zăbălești. După aceea să îți iasă niște bube la gură, de gândești că are scala din filmul Groaza. Și vă dați seama când au deschis celulele, țang, 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 și le-au dat drumul la TS5. Când au dat, ce, o să le direi mâncața la bătaia, ce mai stai, bă, bim, bam, buf, bam, buf. Și cum s-a băgat marocanul, el l-a ridicat în sus, l-a dat direct peste gardul de protecție, direct în pulă s-a dus. Miau, buf, de beton. Vă dați seama că s-a terorizat, eu le-a legat judecata lor pe ziua aia, s-a terminat. Au fost luați, băgați direct, fiecare transferați, duși înapoi pe penitenciarul lui. Nu au mai stat un minut acolo. Au zis miliția lui ăla la fiecare numele, mergem la fiecare la penitenciar, declarații cu ce s-a întâmplat. O vin eu la și nouă declarații la care am văzut ce s-a întâmplat. Eu am zis, bă, frate, băieți, zic, de dimineață, zic, într-una o vorbe frumos. Aduceți, 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 zic, cât e ceasul de dimineață? Zic, e ora 3. Ceva normal, e foame și lor, nu? Au și ei problemele lor în dosarele lor. S-au acumulat tătii, o sări la bătaie, că nu-i prima dată, acolo tot timpul în subsol ăla de la tribunal cu aia de la justiție să bătaie. Iasă scandal, că și agresiv și ei și-s nesimțiți și vorbesc urât, înțelegi? Îi doare în pulă, că da, îți dai seama, văd în fiecare zi sute de deținuți. Să tu și ei, frate, deja pur și simplu li se fâl, nu mai au interes pentru munca lor, înțelegi? O nu mai își fac munca cum trebuie. Sunt obosiți și ei, că sunt puțini. Și îți mulți deținuți, trebuie să alerge cu ei, de exemplu, de la subsol până sus în sala de judecată și îți vreau 80 de stări de judecată, îți dai seama, palatul e mare, trebuie să te plin cu ei, pe un colar, e curtea de asizi, curtea generală, procurorul general, procurorul de caz, trebuie să te plin cu ei, pe un palatul ăla de zvine acru în pulă, pentru... Ușoară, și cu fiecare deținut, ia, altul e scârbos, altul e rău, altul e cu minte, altul e fain, altul e de-a pula, altul te înjură, altul... Să zici, e o muncă grea. Să muncești cu omul, mai ales cu infractorul, e grea. Dar ăștia n-au fost nesimțiți. Și dimineața vorbi frumos, până pe la vreo 12:30, tot vorbi frumos. Bă, dați-ne, bă, că ne-e foame, dați-ne apa, dați-ne mâncarea. Că-i lada, aduceți lada de acolo. Când vineau, aduceau lăzile, dar bulangiile era lene să care lăzile. Înțelegi? Era lene și aveau și mult de muncă, că în continuu trebuia să iei, să se ducă, să vină. Și îți dai seama că nu e momentul să meargă pe ei și scoate din celulă, să-i ducă la sala de judecat. Tu zici, ala zice, păi tu toată ziua am strigat la tine și acum a vis să mă iei să mă duci la sala de judecată. Ce ți-am zis să-mi aduci mâncarea? Înțelegi? Și fiind tăstovară și o să le dăți împreună pe gaburi. Și un busculat, da, l-a luat și l-a aruncat, frate. L-a aruncat peste gardul de protecție, s-a dus bulangiu, direct. Făcut două vânturi în aia și de cum ea de gresie. Îți dai seama aia care erau acolo în parter și cum am văzut cu aterizat. Bă, dar ce gălăgie, bă, că tăzbiram, bă. Fiecare arunca cu hârtie, cu sticle, ce aveam cu celul pe acolo. Îți dai seama, o mizerie, te te ferească Dumnezeu. O vin milițenii, au început să iei declarații la toată lumea. Și eu zic clar la șeful ăia. Bă, frate,
Omul ți-o cer o mâncare. De ce nu-i dă mâncarea? Tu asta trebuia să faci primul lucru. De ce tot timpul ai pare aceeași problemă? Voi nu înțelegeți că și ei au problemele lor, de aia se află aici. Omul cerebral, mă, miliția lui inspectorul. Au și ei problemele lor, mai ții și tu în foame. Păi ceva, numai te roagă frumos atâta timp, te-o rugat de dimineață, zic, nu vin până la ora 12 jumate. De ce n-ați dat? Că n-avem timp, că vedeți că trebuie să mergem să alergăm cu deținutul dintr-o parte în alta, la palat. Adevărul că aveau de lucru, frate, și eu. Înțelegi? Și când găseau și ei un moment de pauză, stăteau pentru ei, înțelegi, dreia în pulă de ala, bă, mi-au să scoată la toaletă sau, înțelegi, mai mult scoteau pula pentru gratis să pișeau. Păi ce faci, frate, te-am strigat de 3 ore, hai vino cu acă, mă piși pe mine, hai vino cu, păi cât crezi că mă țin? Nu scoatea pula pe între grad și dădea drumul în pula mea, mă vie că curăpișa de la etajul de sus. Înțelegi? Pacea, scandal, ceartă, ia-l, du la beci, schimbă-i celula, te băga direct în izolare acolo la palat. Păi dacă ți-am zis atâtea ore să vii, păi ce ai vrut, mă, să fac, să mă piși pe mine, să mă aduc în față la procuror pișat cu pantalonii pe mine? Nu se poate așa ceva, frate. Deci condiții de... Din cauza că un surplus foarte mare de deținuți, foarte mulți deținuți, ei, ca echipă, îs puțini. Trebuie să alerge, bă, zeci de kilometri când te scoate din celulă de acolo. Păi trebuie să mergi pe sub palat, mă, că palatul mare, până te scoate la sus deasupra, o, pe jos. Trebuie să dai seama fiecare deținuț. Ia-i, du-i, plimbă, păi a faci tip, poate 50 de kilometri pus numai pe un palatul ăla, fiecare deținut de dimineața până seara. Dimineața până seara, dai seama să satură și la frate, chiar dacă are un job, înțelegi, sătul și vede tot felul de fețe, tot felul de criminal, tot felul de pedofil, tot felul, înțelegi, devii la un moment dat rasist, judecător, înțelegi, te judecă de faptele care le-ai făcut, înțelegi, îți vorbește urât și e rasismul și mult, înțelegi, bă, dar nu numai că la belgeani, și la marocani, și la turc, ce lucră acolo, devine rasist din cauza sistemului, frate. Din cauza surplusului de muncă care l-au și spus să muncească în continuu, nu-ți lăsați. Când au și pauza de masă, o suna procurorul cu tare, trebuie să mergi să duci și pe deținutul cu tare, că l-o cerut acum. Să tu și de la o vreme, ce bă, mai dă-i în pula mea de deținut, bă, dă-i în pula, lasă-l mă să pișe pe el. Lasă-l mă, dă-l în pula mea cu mâncarea lui. Înțelegi? Și atunci apar momente de astea, că nu-i numai asta că l-au aruncat pe ăla, că scandalul și bătăi poate acolo zilnic în Palatul de Justiție. Dar nu știe nimeni ce se întâmplă. Nu se duce mai departe. Nu se duce mai departe că sunt bandiți. Ascund lucrurile. Știu să ascundă lucrurile. Și de aia trebuie să fii inteligent. Când te duci de acolo, când te dai jos de pădubă, bă frate, pachetul. Pachetul de mâncare și sticla de apă. Suie direct din cutie, bă, zice, nu, bă, du-te mă în pula mea, după aceea tu când vii, mi-e foame. A, nu e pachet, nu iau pachet, mă urc înapoi în dubă. Mă duci înapoi la penitenciar. Asta e. Înțelegi, trebuie să fii deștept. Dar alții care nu știe cum stă treaba la Palatul de Justiție, sardi. Sardi, treci prin așa ceva, faci o criză de nervi. Și în momentul când deschide celula și ministerie, știi că o zi întreagă dimineața până după masa te certa cu el pentru niște chestii, dai seama când deschide ușa la celula, nu-ți vine decât numai să-i dai capuri în gură și pum. Asta s-a și întâmplat. Când au să-i pună cătușile, ce o zis marocanul? Bă! De dimineață până la ora 12:30 te-a strigat într-un alt frumos. A, da, ăla a zis, bă, pune mâinile la spate, tu nu înțelegi că trebuie să meargă mâncare. Da, bă, mușcături și ce au fost acolo, bătaie, frate, completă. Bucket challenge acolo, mâncați așa. Bine, că n-apucă să facă muncă, vine intervenția din miliții de pe palat, înțelegi? Brrr, coboară băieți. Te împachetează frumos și la pârnaie înapoi. Și dacă e super, te trezești și cu mandat în plus. Dacă ai fost violent. Cam asta a fost treaba cu Palatul de Justiție, aici la Bruxelles. În caz că cineva ajunge pe acolo din greșeală, aveți grijă, fraților.
Nu vă întindeți prea tare că vă dă garda bătăiță. Ori le dați și voi, dar vă dă și ei. Ca așa că stați cu minți, stați liniștiți, ca să nu trebuiască să ajungeți pe acolo. Victor v-a făcut o poveste așa ca să vă trageți un pic de idei, să vedeți cam cum stă treaba în Palatul de Justiție la Bruxelles, când îl vedeți așa mare din afară, dita mai palatul, dita mai palatul, cel mai mare palat. Înțelegi? Acolo e inferno sub pământ. Sub pământ acolo e infernul. De-aia nu trebuie să mergeți niciodată să ajungeți, Doamne fer, pe acolo. Aveți grijă de voi, fraților, că asta e cel mai important. Fiți atenți la ceea ce vă combinați ca să nu ajungeți niciodată pe mâna justiției. Să vă ferească Dumnezeu să aveți de trecut pe acolo, că e ca la zoo. Când mergi la zoo, la grădina zoologică, tot așa spuști, înțelegi? Că țin animale. Animale care sunt periculoase, mușcă, zgârii, sau pe care n-ai voie să le atingi ca să nu le distrugi sau să nu le sperii sau înțelegi? Cam așa e și acolo, sub Palatul de Justiție. Un zoo de ăla unde ai o mixitate de vreo 85 de rase. Fiecare cu faptele cele mai grele. Trafic, vânzare, tâlhărie, jaf armat, pedofilism, criminal, care și-a omorât familia, copiii. Bă, tot ce vrei, cocktail Molotov acolo înăuntru. Cocktail Molotov. Și dai seama că și gardenia de la un moment dat se satură și ei nu mai le trebuie. Fraților, asta a fost povestea mea. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și dacă nu v-ați abonat încă la canalul meu secundar Victor Bujiță, abonați-vă la canalul meu secundar Victor Bujiță ca să primiți notificare când pun câte un video sau fac câte un live. Și vă urez o vizionare plăcută de aici, de la capitala Europei, de la Bruxelles. Vă pup cu respect și nu uitați că Victor e aici în fiecare zi pentru voi cu câte un video. Astăzi am vorbit de Palatul de Justiție pentru că e un loc special. Și voi trebuie să fiți atenți la poveste ca să nu ajungeți acolo.